Spitalul Județean Vâlcea, clădirea cea nouă, prima de după Revoluție, este finalizată și mergem acum, domnul inginer, la... La etajul 2, care este în... Etajul 2 din Policlinică. Policlinică, hai, da. După dumneavoastră. În ce stadiu suntem per total cu clădirea Policlinicii? 90%. 90%, gata. Cadrele medicale, mulțumite. Apropo de mulțumite, ce e asta aici? Deci asta nu-mi place ce e aici. Vă rog foarte mult să remediați. Nu e în regulă. Să rămână. Ce faceți? Da? Da. Probleme la spital? Da, la endocrin. Aoleu. Și? Sunteți bine acum? Sunt bine. Se poartă frumos cu dumneavoastră, medice? Sí, ați văzut că modernizăm aici. Am văzut. Bine, să rămână. Balustrada asta nu o schimbăm? Bun, deci asta rămâne așa. Zona asta în care intrăm acum a fost predată, da? Ok, hai să vedem. La fel, mici retușuri la finisaje, vă rog frumos să luați măsuri. Bun. Ia să vedem o toaletă. Nu, e deschis. Bun. Conducerea spitalului. Doamna Conchitelu este aici. Bun. Vreau să schimbe astea. Deci nu așa. Aici noi am făcut spital nou. N-am făcut spital nou să fie așa. Să facă frumos. Astea să dispară de aici, vechiturile astea. Bună ziua. Deci vechiturile astea să dispară de aici. Toate. Ăsta ce e cu el aici? E gol. Să dispară de aici. N-am făcut spital, nu să băgați mizeriile astea aici. Bună ziua. Se poate deranjau? Ce faceți? Tot mobilierul vechi. Bun. Sunteți șeful secției? Nu, sunt asistenta șefă de la Spiam. Asistenta șefă de la Spiam. Transmiteți-le șefilor dumneavoastră. Vreau să dispară toate astea după hol. Și să aducă scaune noi, că au. Au scaune noi. Nu au, să cumpere, că au și bani. A dat bani la spital, lași eu ăsta aici, nu vă supărați. La un caz dumneavoastră. N-am făcut... Ăstea, la fel, pe uși, schimbate. Puneți din alea frumoase... Costă 60 de lei. Bun, deci avem gata etajul 2. Cu mențiunea că tot ce înseamnă afișaj după uși trebuie schimbat de urgență. Și pus ce trebuie și scaune noi, bănci noi. Acolo... Am înțeles. Hai să mergem și în porțiunea de la etajul 1. Bun, se face curățenie, e ok. Aha. Și aici este pasarela, legătura cu... Clădirea cea nouă. Foarte bine arată. Foarte bine arată, dar astea trebuie curățate toate. Asta, spana. Nu mi le lăsați așa, faceți curat aici, da? Așa. Da, încă nu e gata, se vede, mai e de făcut curățenie. Dar sunt, ia să vedem geamurile. Etajul 1 se face curățenie, ca să ne înțelegem, dacă veți vedea că mai sunt mici probleme, se face curățenie, este partea de... E a doua parte din etaj, nu? A doua parte e predată, prima parte a fost laboratorul. Da, laboratorul. Care este deja în funcțiune. Da. Excelent. Bun, dragi prieteni, etajul 1 și etajul 2 parțial din policlinică, așa cum o știți cu toți, a fost predat spre funcționare. Avem mici probleme despre care vreau să vorbesc, am discutat și cu domnul doctor Ponoran. Avem încă mobilier vechi pe care nu aș vrea să-l mai utilizăm. Va fi o perioadă de tranziție, am dispus să se schimbe mobilierul
din sălile și de pe holurile de așteptare. Pentru că există această ordonanță în vigoare, o să facem o solicitare, pentru că nu vrem să cumpărăm canapele și scaune pentru noi, vrem să cumpărăm pentru pacienții care așteaptă pe aceste zone de așteptare. În plus, mobilierul vechi va deteriora ceea ce vedeți dumneavoastră că este nou și de ultimă generație.